Cupa Speranțelor la fotbal pentru copii continuă după numai o săptămână cu alte trei categorii de vârstă. Bun găsit de la stadionul din Zăvoi. Aici unde 10 echipe împărțite în două serii se vor întrece la grupa de vârstă Under 9 și alte 12 repartizate în trei serii își dispută jocurile categoriei Under 8. Și de această dată competiția se derulează pe parcursul a două zile. Din întrecerea prichindeilor în vârstă de cel mult 8 ani, i-am surprins la lucru pe galben-negri de la iSport Râmnicu-Vâlcea. După ce oaspeții au deschis scorul, oltenii au avut șansa egalării și chiar dacă nu au obținut-o, aveau să continue optimiști în trecerea. A fost bine, dar am ratat prea mult. Bine? Na, a fost un meci bun? Na, ce să zic. A fost foarte bine, am jucat foarte bine și ne felicităm echipa. Bine, mi-a plăcut că dăm pase și... Dar nu e nimic, am pierdut. Pentru mine acest meci, echipa lor au avut atacanți buni și echipa noastră a jucat foarte bine. Bine, am jucat bine, dar a avut atacanți buni și fundaj bun. Meciul ăsta a fost într-un fel bun pentru noi, dar pentru celălalt a fost și mai bun. Pentru că am avut multe pase și multe ratări și ei au mai avut mai multe ocazii. Bun, bine, dar a fost greu. Au avut atacant și fundaș foarte buni. Cam greu, dar data viitoare când o să jucăm, cred că o să-i bătem. Că mai jucăm o dată în vară. Meciul a fost foarte greu, mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum am jucat, dar am încercat să-i bătem, dar n-am reușit. Sperăm să câștigăm celelalte meciuri. Un meci extrem de spectaculos la Under 9 s-a disputat între albaștrii de la Hidro Râmnicu-Vâlcea și Dacia Mioveni. Oaspeții au deschis scorul la jumătatea primei reprize și au dublat apoi avantajul și la pauză conduceau cu 2-0. În debutul actului secund, oltenii au luat cu asalt poarta argeșenilor, iar eforturile lor au dat roade pentru că egalitatea a fost restabilită. A fost așadar 2-2, însă timp de numai un minut și asta pentru că o lovitură liberă executată perfect a adus din nou Mioveniul în avantaj și tot un minut a trecut până când cei de la Hidro au reușit să egaleze pentru a doua oară. Specialiști la loviturile libere, argeșenii aveau să transforme încă o astfel de fază și au înscris pentru 4-3. Mai erau 2 minute de joc atunci când gazdele au obținut un penalti pe care l-au transformat, astfel că partida s-a încheiat cu un echitabil 4-4. A fost foarte frumos că de la 2-0 am făcut egalitate 4-4. Frumos! Pentru că am scos un egal, a fost foarte bine. Ce să zic, este un meci foarte greu, dar am făcut de un egal. Un meci spectaculos și greșeli de arbitraj foarte mari. A fost frumos, cu multe faulturi. Nu știu ce a făcut arbitru acolo, dar nu prea mi-a plăcut meciul ăsta. Măcar am câștigat, a fost un meci normal, a fost un meci greu. E bine măcar că n-am pierdut. Și sper ca următorul meci să câștigăm. Mulțumesc! La aceeași categorie de vârstă, roșii-albaștri de la SCM Râmnicu-Vâlcea i-au avut ca adversari pe cei de la FC Argeș. Scorul a fost deschis de formația gazdă. Până la pauză, vâlcenii aveau să își dubleze avantajul. Argeșenii au redus din handicap în repriza secundă, dar bucuria lor a fost de scurtă durată, pentru că oltenii au obținut un penalti care s-a dovedit hotărător pentru această victorie. A fost foarte frumos meciu, ne bucurăm că am bătut și mergem în continuare. Bună ziua! Foarte frumos meciul de astăzi și o să mergem în continuare să luăm cupa. A fost foarte frumos,
Să sperăm că o să ținem tot așa și să câștigăm locul 1, cupa. A fost foarte frumos meciul, sper să câștigăm și să facem tot așa în continuare. Bună ziua, a fost un meci greu. Ne bucurăm că am câștigat și sper să ținem așa și în continuare. Bună ziua, a fost un meci frumos și noroc că am bătut. Bună ziua, a fost un meci frumos. Trebuie să continuăm așa, tot mereu, ca să câștigăm, să câștigăm. A fost un meci frumos și să ne scălăm cupa. Bună ziua, mulțumesc frumos. N-a fost un meci ușor, mai deloc. Eu n-am fost în teren, dar mi s-a părut un meci foarte frumos. A fost foarte frumos și sperăm să luăm locul 1. A fost un meci foarte greu, într-adevăr. Sperăm să luăm finala. Suntem în săptămâna 2, weekendul 2, la categorie de vârstă 2007, 2009 și 2010. Lucrurile sunt foarte bune, copiii joacă, meciuri frumoase, meciuri interesante. Sunt aproximativ 40 de echipe care joacă și în acest weekend la Râmnicu Vâlcea. Sâmbătă vremea puțin ne-a deranjat cu ploaia, dar se pare că azi e mai frumos și totul va fi bine. Așteptăm premiera la ora 16, unde va fi oficiată de domnul Mihai Stoichiță și domnul Mirelă II în cadrul Federației Române de Fotbal. Sperăm că totul va fi bine. Încă o dată mulțumesc primăriei care ne-a pus la dispoziție această bază minunată, colegilor mei și tuturor celor care ne-au ajutat în organizarea acestei competiții. Stadionul Hidro este arena care găzduiește jocurile de la Under 11. Pentru această categorie de vârstă ne-am mutat așadar pe frumoasa bază sportivă din nordul orașului, aici unde i-am găsit la lucru pe cei de la SCM Râmnicu Vâlcea, formație care avea să deschidă scorul. Oaspeții aveau să restabilească egalitatea, mai mult au preluat și conducerea, după care au mai înscris o dată, însă în proprie poartă. Până la pauză, oltenii aveau să preia din nou conducerea. În debutul actului secund, vâlcenii și-au dublat avantajul și au avut apoi ocazia să se ducă la trei lungimi, dar transversala nu a fost de acord. După ce oaspeții s-au apropiat din nou la un singur gol, echipa vâlceană și-a trecut în cont cea mai spectaculoasă reușită și s-a impus cu 5-3. Mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit foarte bine. A fost un meci greu, mai ales pe căldură, mi-a plăcut mult. A fost un meci frumos, nu prea au fost buni, au fost bunicei și ăștia, dar totuși, parcă nu prea se țineau pe picioare. A fost o echipă bună, cu multe faze, dar ne bucurăm că am câștigat. O echipă foarte bună, care i-am bătut prin muncă și devotament, da. Dacă nu erau fundașii noștri care ne-au apărat, nu putea să câștigăm acest meci, așa că le mulțumesc tuturor din echipă. A fost o echipă bună și ne bucurăm că am câștigat pe căldură și am fost bun pe căldură și a fost un meci greu, i-am bătut. Sunt mândru de echipa mea. A fost un meci frumos pe căldură. A fost frumos. Au jucat bine, dar mi s-a părut că arbitru a ținut cu ei puțin. Dar până la urmă a câștigat. iSport Râmnicu Vâlcea, în echipament roșu, a disputat semifinala. Adversara oltenilor a înscris de două ori până la pauză. Spre final, gazdele au transformat un penalti, dar nu au mai avut timp să egaleze, astfel că urma să dispute finala mică. Semifinala și turneul a fost foarte frumos pentru că învățăm din greșeli și pus bine, am bătut două meciuri, acum am avut șanse să bătem, dar din păcate n-a fost să fie. Pentru mine până acum a fost bine că am câștigat, că suntem în primele patru, dar meciul ăsta simt că puteam să-l câștigăm și să ajungem în finala mare. Am jucat foarte bine tot și am avut multe greșeli în acest meci. Adică datorită greșelilor n-am putut câștiga. Pentru mine a fost foarte frumos meciul, puteam să-l și câștigăm, dar din greșeli învățăm și simt că puteam să câștigăm meciul acesta, dar din cauza greșelilor am pierdut și sperăm că altă dată să
câștigăm și să ajungem în finala mare. Mi s-a părut un meci care a fost frumos, puteam să câștigăm, păcat de evoluția noastră până acum și asta a fost să fie. Fostele glorii ale trupei lui Gigi Becali, denumită atunci Steaua, Valibadea și Pompiliu Stoica, au fost prezenți la Râmnicu Vâlcea cu echipele lor de copii. În primul rând țin să felicit organizatorii, este un turneu foarte bine organizat și cel mai... a fost ieri că ne-a dat ploaia puțin peste cap, copiii au jucat pe ploaie, dar în rest foarte, foarte bine. Sperăm să mai ne cheme și la următoarele acțiuni și o să spunem prezent cu drag. Mulțumesc pentru invitație, a fost util și sper eu pe viitor să mai fiu invitat. Cum s-a comportat copiii de la... Nu, mie mi-a plăcut la acest turneu organizarea, meciurile au fost la ora care au spus, au ținut de cuvânt, mi-au plăcut că le-au asigurat la copiii cazare, masă, condiții foarte bune. Un weekend la baza Hidro, la turneul de anul acesta, la Cupa Speranțelor. După cum vedeți, o emulație foarte mare de copii și părinți. Mă bucur că totul a ieșit așa cum ne-am propus. Copiii au fost foarte determinați și urmărim în primul rând să le oferim o competiție de nivel înalt. Au meciuri foarte bune, sunt echipe din toată țara extrem de puternice și asta ne-a interesat în primul rând. Competiția pentru copii. Bineînțeles că nu în ultimul rând pentru copiii noștri de la CS Hidro. Mulțumesc pe această cale tuturor care au fost alături de noi în organizarea acestui turneu, în primul rând partenerului principal Federației Române de Fotbal, Primăriei Râmnicu Vâlcea, DGTS Vâlcea, AJF Vâlcea și tuturor partenerilor și sponsorilor care m-au ajutat în organizare. Mulțumesc frumos! Mă bucur că suntem la această festivitate de premiere a celei de-a patra ediții a Cupei Speranțelor organizat la Râmnicu Vâlcea. Sperăm să organizăm în continuare tot la același grad ridicat de calitate. De asemenea, vreau să vă anunț că în mijlocul nostru se află din partea Federației Române de Fotbal domnul Mihai Stoichiță și domnul Rădoi. Și vouă felicitări, în primul rând, pentru modul în care jucați fotbal și pentru pasiunea pe care o puneți. Vreau să vă mulțumesc noastră părinților în al doilea rând, pentru că i-ați dăruit și aveți grijă de ei în continuare, să dea Dumnezeu să ajungă acolo unde vă doriți. Și în al doilea rând, organizatorilor clubului Hidro, primarului Gutău, din partea primăriei care s-a ocupat de organizarea acestui turneu și sper ca să permanentizăm aceste activități în toată țara pentru a avea grijă de cei care vor fi mine bucuria noastră. Încă o dată, din partea Federației Române de Fotbal, va fi de lucrări cu sectorul și vorbiri, puteți oricum să mă criticați sau chiar să mă îndurați dacă nu mă voi ocupa de treaba asta. Eu fac și altele, dar este principala mea preocupare. Copiii pentru mine sunt un braț de la Dumnezeu și mai ales pentru foarte. Vă mulțumesc mult, vă spun bacă, salutați pe mult și numai bine! Premiile individuale, începem cu premiile individuale. Premiera va fi făcută de domnul director sportului municipal Vâlcea, domnul Marius Țuca. Începem cu cel mai bun portar, purcarul Kevin, Ian Steaua. Cel mai bun apărător, Urineanu Patrick, ACS Constantin Șumacă Vitești. Cel mai tehnic jucător, Angheluș Ieric, SCM Râmnicu Vâlcea. Cel mai bun jucător al turneului, Constantinescu Bogdan, Petrosport Ploiești. Și avem și un premiu special, Pufu Nicolas, SCM Râmnicu Vâlcea. Începem cu premiera echipelor. Premiera va fi făcută de domnul Stoichiță și de Mirel Rădoi. Locul 4, ACS Schumacher, Constantin Schumacher Pitești. Felicitări, copii!
Locul 3, Petrosport Ploiești. Felicitări! Capitanul, așa? Portarul ia mingea. Ia stați mai să vă vadă în poză, mă, mințile, mă. Locul 2, Secemerul Nicu Vâlcea. Antrenor Marius Pupu. Care-i capitanul? De... Tu? Ia, așa, asta, bravo! Medaliile acum! Hai la medalie! Hai la poză! Locul întâi și câștigătoarea de anul acesta cu pe speranțelor la grupa 2009, Ian Steaua! Hai aici! Medalile! Hai aici, hai aici la medalii! Cel mai bun portar, Aris Papalițas, CSU Universitatea Craiova. Cel mai bun apărător, Luță David, Atletico Timișoara. Cel mai tehnic jucător, Beza Fabian, Ase Adrian Demian Sibiu. Cel mai bun jucător al turneului, Neaga Mario, FC Argeș Pitești. Locul 2, Atletico Timișoara. Locul 1 și câștigătoarea de anul acesta la grupa 2010, FC Argeș Pitești. Speranțelor la fotbal pentru copii continuă și în weekendul 25-27 mai, atunci când vom asista la întrecerea echipelor având în componență jucători de până la 14 ani. Atât de la Arena din Zăvoi pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.